În a 13-a săptămână de război din fâșia Gaza, Benjamin Netanyahu a declarat că forțele Israelului luptă pe toate fronturile și că va fi nevoie de luni de zile pentru a obține victoria finală care să ducă la eliminarea totală a pericolului reprezentat de Hamas. The Chief of General Staff said this week, this war will continue for many months. My policy is very clear. We are going to continue fighting until we've achieved all the objectives of this war. We're talking about the release of all our hostages and the dismantling of Hamas. We want to bring all our hostages home, and we are making every effort to do so. The Hamas will no longer be a threat to Israel. Forțele israeliene au pătruns adânc în centrul și sudul fâșiei Gaza, susținute de lovituri aeriene și de artileria grea, lansând totodată și o ofensivă care a distrus o bună parte din fâșie și pe care Benjamin Netanyahu a repetat că o va continua timp de câteva luni până la eliminarea totală a Hamas. Premierul israelian a mai spus că, la sfârșitul conflictului, coridorul Philadelphia, o zonă tampon îngustă de 14 kilometri între sudul fâșiei Gaza și granița cu Egiptul, ar trebui să fie sub control israelian. Familiile ostaticilor și susținătorilor cer în continuare guvernului să acorde prioritate eliberării celor dragilor în detrimentul altor obiective de război și a organiza proteste de amploare în Israel. O femeie luată ostatică pe 7 octombrie de Hamas a transmis un mesaj de revelion. My name is Ori Megidish and I was held hostage by Hamas in Gaza and was rescued by the IDF and the ISA 2 months ago. Hamas kidnapped me on October 7 from Nahal Oz base. They kidnapped us. Some of us were only wearing pajamas. They murdered my closest friends and many others. I was there for 23 days, which felt like years. We must do everything we can do to free our hostages.